Protest disperat împotriva defrișărilor la Vidraru. 30 de activiști de mediu, oameni de știință și alpiniști profesioniști au blocat mai multe camioane cu lemne pe Transfăgărășan. Protestatarii spun că drujbele au început să pună la pământ ultimele păduri virgine din munții Făgăraș. Ei au cerut un moratoriu național la exploatarea pădurilor virgine. Activiștii de mediu avertizează că distrugerea pădurilor virgine din zona Vidraru-Cumpăna pune în pericol inclusiv lacul de acumulare, un obiectiv strategic pentru sistemul energetic național. Suntem aici astăzi și pentru că, în urma cercetărilor preliminare, am aflat că 80% din pădurile virgine care existau în zona barajului Vidraru au fost degradate în ultimii 10 ani. Activiștii au depistat un camion care transporta mai mult lemn decât cantitatea prevăzută în documente. Câte pe bun ai 600 de metri? Și de unde? De unde astea? Pe Molivii, de la, e luat de la o curte. Multă pădure tăiată acolo. E foarte. Păi da, e treaba lor. Ce treaba mea? E statul, ia banii, ce ia banii. Polițiștii și jandarmii spun că legislația nu îi ajută să stopeze defrișările ilegale. S-au confiscat și camioane. Câte camioane s-au confiscat? Până acum s-au confiscat vreo 3 anul ăsta. Amenzi în valoare de vreo 50.000 de lei. Deci jandarmeria poate să oprească un camion să-l verifice doar pe drum conform legii 171 pe 2010, numai pe drumuri forestiere. Atenție, drumuri forestiere. Și reprezentanții Ministerului Apelor și Pădurilor au transmis că au cerut informări despre situația din zona barajului Vidraru. Triana Petru a fost informată despre acțiunea dumneavoastră, a trimis deja garda forestieră, a solicitat grădii forestiere să-și facă o informare chiar în cursările de astăzi. Anul trecut, Greenpeace România a cartat 854 de hectare de păduri virgine pe raza ocolului Silvic Vidraru. Potrivit aceleiași organizații, în ultimii 10 ani, pădurile virgine de pe văile Cumpăna și Cumpănița, care mărginesc lacul Vidraru, au fost distruse în proporție de 38,3%. Statisticile arată că în fiecare oră în țara noastră se taie 3 hectare de pădure. Defrișările ilegale din ultimii ani au produs pagube de miliarde de euro și reprezintă un pericol la adresa unora dintre cele mai spectaculoase ecosisteme rămase în Europa.